Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor! Haideți să vă arăt astăzi un ritual pentru a domina o persoană. Femeie, bărbat, nu contează, ca acea persoană să facă ce dorim noi. Este un ritual foarte simplu și foarte efectiv. Aveți nevoie doar de apă, zahăr, sare și un bol de care vreți dumneavoastră. Ce trebuie să faceți? Nu trebuie lună, nu trebuie zi, în orice zi și nu contează luna. Dacă e lună plină sau creștere sau... și fotografia persoanei. Eu am fotografia cu spatele pentru că nu vreau ca dumneavoastră să vedeți. Ce faceți cu ea? O puneți în untru. Da? Puneți apă. Da? Trebuie să scot asta. Puneți apă, da? După aceea puneți 1, 2, zahăr, da? 3, 4, 5, 6 lingurițe de zahăr, da? După aceea puneți o mână de sare, da? Așa cum vă învăț eu, fetelor, da? Sarea nu contează de care este, nu trebuie să se... Și îl întoarceți așa, da? Să fie poza înăuntru. După, îl lăsați ăsta așa, toată noaptea, până a doua zi dimineață, îl lăsați la lumina nopții, dacă e lună, dacă nu e lună, nu contează, la lumina nopții să-l lăsați. Și după ce, după ce trece de noaptea, da, scoateți poza. Da? Eu nu scot că văd că se vede. Așa. Scoateți poza. O lăsați să se usuce. Da? Lăsați poza să se usuce după ce o scoateți. Și apoi lăsați poza să se usuce. Și apoi o păstrați în portmoneul dumneavoastră. Și eu sub video o să vă spun ce rugăciune trebuie să spuneți, ce trebuie să spuneți de fiecare dată, în fiecare zi, vă uitați la poză și citiți ce vă scriu eu acolo, da? Acest ritual este foarte puternic și foarte efectiv, o să vedeți. O să puteți domina orice persoană doriți dumneavoastră. Deci, 6 lingurițe de zahăr și o mână de sare. Și îl învârtiți bine. Și după 24 de ore înainte să scoateți poza, îl mai învârtiți odată și scoateți poza și lăsați să se usuce și în portmoneu sau într-un loc unde nimeni să nu o vadă. Și în fiecare zi vă uitați la ea și citiți ce vă scriu eu, da? Că este o rugăciune ca să îl dominați sau să o dominați pe această persoană, da? Cam atât, fetelor, vă mulțumesc și vă aștept la un nou ritual.